e cam urât afară. Oricum ar fi vară, iar vara mâncăm cam în fiecare zi roșii cu brânză. Este combinația preferată a românului, cel puțin. Însă este o combinație care aduce și multe beneficii, pe cât de bine arată. Discutăm despre acest subiect cu Bianca Brighilă, nutriționistul vedetelor. Bine ai venit la noi. Pe toate site-urile și pe unde citești despre această rețetă, brânză cu roșii, toată lumea spune că e periculoasă, așa e, Bianca? Este periculoasă dacă este consumată în exces, adică zilnic. Și noi acum asta facem, vara o consumăm aproape zilnic și de aceea nu este benefic să consumăm în exces nimic. Deoarece brânza conține foarte multe grăsimi și în combinație cu roșiile, dacă mai punem și ulei și focaccia sau pâine, duce la îngrășale. Ea mai conține și caseină, care ne reglează hormonal și ne produce constipație. Brânza produce constipație? Da. Tare, se constipă, așa? Dacă da. Dacă o asociezi cu pâinea, cu... Da, asta zic, în asocierea aceasta. Bun. Da. Și te-am de asemenea și... că asocierea brânzei cu roșii aduce la dureri articulare și la dureri de cap. Da, la dureri de cap, da. Produce foarte multe inflamații în corp, dacă este consumată zilnic. Dar eu citeam și despre roșii, că ne poate produce foarte multe daune în organism, pentru că cele pe care le găsim în comerț au multe pesticide. Exact, sunt foarte, da, cum au foarte multe pesticide. Da, de aceea este recomandat să le consumăm, da, cât mai natural, să alegem din curte dacă avem de unde și să evităm roșiile din supermarketuri. Conțin foarte multe și tot așa, aduc și ele la dereglări din cauza pesticidelor și e recomandat să le consumăm natural și să le spălăm foarte bine. Depinde de persoană. Ele sunt acide și mănânci în comerț. Depinde de persoană, dar ele au și foarte multe beneficii. De exemplu, sunt pline de apă, de fibre, conțin antioxidanți, beta-caroten, care acum cele bio, nu? Da, vorbesc de cele sănătoase, da. Cât despre brânză spune ceva de caseină care poate duce la apariția cancerului. Da, și la dereglări hormonale. De aceea, mai ales dacă suntem înainte de menstruație, e bine să nu consumăm brânză. Și să nu mai am încredere mai în brânza pe care o găsesc în comerț. Da. Uite și asta, tu, aceasta împachetată, cum arată. Da. Luceașcă este o bucată de plastic. Da, exact, da. Despre ce dacă avem de ales, putem alege brânza de capră, este o alternativă mai bună, este foarte săracă în calorii și este foarte ușor digerabilă. Ne ajută, dacă vrem să slăbim atunci, să consumăm pe cea de capră. Avem aici aceste perluțe de brânză care sunt des întâlnite chiar și în dietă și oferite de către nutriționiști. Da, tot așa, sunt sărace în calorii, conțin calciu, și ne ajută foarte mult și la digestie, dacă consumăm în combinație corectă, tot așa, numai brânză. Combinația corectă... Fără pâine deloc, nici fără prăjită, pâine, da. Nici cea neagră. Da, fără pâine, da. Dar pe lângă această combinație de brânză cu cu roșii, legume, cu salată. Adăugăm și ceapă? Da, e foarte bună ceapa, acum, da. E bună combinație? Da, e bună, roșii cu ceapă, da. Dar... Tu te referi și la brânză? La această combinație, adică să mănânci roșii cu brânză și cu ceapă, ca da, să e foarte bună ceapă, da. Este de evitat să mâncăm pâine cu brânză și cu roșii. Adică nu scoatem pâine. Da, exact. Da, dacă vrem să slăbim, să avem o digestie cât mai optimă, este recomandat, da, să consumăm fără și pâine. Ce ulei să folosim? Ulei de măsline. De măsline, da. Presa la rece, da. Presa la rece, da. Stravigin este cel mai bun. Da, cel mai indicat. La copii este recomandat ca părinții să le dea brânză cu roșii? Tot așa, nu zilnic. Adică dacă nu este consumată zilnic, nu ne face așa mult, dar zilnic, în exces, da, produce. Și dacă ar fi totuși să alegem între brânză și roșii, cu siguranță mergem către roșia, care nu este o legumă, este un fruct. Aceasta are un conținut mare de licopen, protejată de neul celular și diminuează riscul de cancer, în special de cancer la plămân. Roșiile conțin vitaminele A, B, C, E și K, protejează organismul de efectul radicalilor liberi, îmbunătățesc vederea, reglează tensiunea arterială și scad nivelul de colesterol, protejând sănătatea sistemului osos, întăresc sistemul imunitar și contribuie la asimilarea mai bună a fierului în organism. Da, conține foarte mult beta-caro și acum ne protejează de la razele ultraviolete. Mai ales că e soare, avem nevoie de cât mai multe roșii. Tu observi că aceste roșii nici măcar nu au semințe? Păi dacă sunt din supermarket, da. Păi și e ok să n-aibă semințe? Deci eu nu... Voi vedeți semințe în această roșie? Nu. Ne-am dorit să le vedem. Da, asta e recomandat, să le consumăm cât mai naturale, cât mai eco. Dar mulți consumă... Din grădină, dar na, câți avem posibilitatea asta? Puțin. Mulți consumă puțin, roșii cu brânză și cu salată de vinete. Roșii cu brânză și cu salată de vinete. Da, dar tot așa, nu zilnic. Da. Adică nimic în exces nu e recomandat. Și morcovii, dacă îi mănânci în fiecare zi în exces, nu sunt recomandați, oricât de sănătoși ar fi. Acum că consumăm o dată pe săptămână, e ok. Și dar în combinația asta nu e recomandată zilnic. Excesul de brânză poate... Produce dereglări hormonale, constipație... Și cancer. Da, și cancer din cauza conținutului mare de caseină pe care o are.
Și când mergem la un comerț sau la piață, da, cum facem să nu mai aibă așa de multă caseină? Există vreo posibilitate să, nu știu, să luăm brânză light, ca fiind sunt toate da, da, mai light, da, dar eu nu recomand nici cea mai light, nici cea mai grasă, să fie între, la mijloc. Da. Adică 1,5 grăsime, da, sau 2,5, nu 3,5. Să adică să ne ducem în extreme, să alegem varianta de mijloc. Și roșia, eu așa cum alegem roșia, Brigida, Bianca, când să fie la cât pe mai roșie, moale și să aibă pe ea urme, să nu fie foarte arătoasă, să arate foarte bine. Trebuie să fie moale, trebuie moale, să... da, 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 ca să, cu cât e mai moale, cu atât e mai coaptă. Acum sunt și roșiile acelea mari, galbene, pe care... Da, și alea sunt bune, da, da, da. Dacă sunt să rămână, se duce la piață și cumpără roșia care arată cel mai bine ca și aspect. Cel mai bine, să da, și mai bine o iepa care are, da, trebuie să aibă urme, riduri, exact, da, da. Ca e cea mai sănătoasă, da, părerea mea. Da, 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 pe așa nu? Este, da, ca aia și fructele. Aia e crescută în seră, de la țăran, da, și acum se găsesc la piață. La fel ca și brânza, preferăm să o cumpărăm pe cea în zer, direct de la țăran, nu așa cum spunem, da? Decât să cumpărăm o brânză frumos ambalată care are un gust.